Misiune imposibilă pentru pompierii din Suceava. O gospodărie din Milișăuți a fost cuprinsă de flăcări. Autoritățile au intervenit imediat la fața locului pentru a lichida incendiul. Exista riscul ca focul să se extindă și la celelalte locuințe din apropiere. Incendiul a izbucnit în interiorul unui garaj și a cuprins rapid și podul casei. Flăcările au mistuit o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Din interiorul garajului au fost distruse un tractor, utilaje agricole, iar mai multe bunuri din interiorul unei camere frigorifice, corp comun cu garajul, au fost degradate. La fața locului au ajuns imediat mai mulți pompieri militari și civili care au intervenit cu 6 autospeciale de stingere și o ambulanță Smurd B2. În urma incendiului, un tânăr în vârstă de 15 ani a fost rănit. Adolescentul prezenta arsuri la nivelul mâinilor și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ulterior a fost transportat de către un echipaj Smurd și este monitorizat la cel mai apropiat spital. Momentan nu se cunoaște cauza exactă a incendiului, însă autoritățile iau în calcul posibilitatea ca flăcările să fi pornit de la un scurt circuit produs la tractorul din interiorul garajului.